Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Premieră pentru pompierii din Unești, salvarea unui arici. De Sfânta Cruce, maș al credinței în protopopiatul Onești. Ziua Jandarmeriei Române la Bacău. Simpozion Unirea Basarabiei cu România. Într-o epocă în care multe evenimente istorice riscă să cadă sub semnul tăcerii și al uitării, Complexul Muzeal Iulian Antonescu din Bacău a făcut un pas hotărât în direcția menținerii vieții și importanței unui moment crucial în istoria României. Este vorba de Unirea Basarabiei cu Țara Mamă. Pe 27 martie, sala expozițională a secției de istorie arheologie a găzduit lucrările simpozionului dedicat Unirii Basarabiei cu România. A fost un moment de înaltă semnificație în care participanții au reamintit și au celebrat această uniune istorică care a marcat un pas esențial în devenirea statului național român. Prin actul unirii, consfințit în ședința Sfatului Țării din 27 martie 1918, Basarabia devenea primul teritoriu românesc care revenea la Țara Mamă. Astfel începe o nouă etapă în istoria românilor, iar dezideratul de veacuri al națiunii române de săvârșirea statului național unitar începea să prindă contur. Simpozionul a adus în prim plan lucrări ale unor specialiști și cercetători care au abordat diverse aspecte ale Unirii Basarabiei cu România, dar și consecințele acesteia. Din timp în timp, noi, istoricii, amatorii de istoriografie națională, angajații instituțiilor de cultură, ne adunăm pentru a face proba unor evenimente astrale din istoria propriului nostru destin național. Noi la Complexul Muzeal Iulian Antonescu am deschis acest calendar pe 24 ianuarie, atunci când am omagiat momentul fondator al statului național român modern. Și iată, astăzi, la două zile de la Buna Vestire, ne întâlnim pentru a aniversa, pentru a omagia ziua de 27 martie, ziua Unirii Basarabiei cu România. O unire pe cât de neașteptată, pe atât de miraculoasă, așa cum cred că o să vedem în cadrul prelegerilor care vor avea loc astăzi. De la aspecte privind activitatea cultural-educativă în Basarabia după Marea Unire, la combaterea fenomenului infracțional în perioada interbelică, participanții au avut ocazia să exploreze și să dezbată multiple aspecte ale acestei perioade istorice cruciale. Manifestarea s-a bucurat de sprijinul și colaborarea cu instituții de prestigiu, cum sunt Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I, filiala Bacău, Serviciul Județean Bacău al Arhivelor Naționale, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județeană, colonel Corneliu Chirieș, Bacău. Basarabia a fost și va fi rana noastră care încă nu se închide, cu urcușuri și coborâșuri, până la disperare. Am mai aici doi colegi care de mulți ani activează pe acest rând. Intenția noastră a fost ca oricărui refugiat care nu poate să fie decât unionist. Când în zilele noastre lumea evoluează irreversibil și că poate că vrem să ne întâlnim într-o Europa, așa zic unii, sau poate nu vrem să ne întâlnim deloc, datoria noastră să rămânem alături de acei români care au fost parte a istoriei noastre, care au acolo un trecut, au o istorie, au mormintele strămoșilor. Nu putem să fim decât alături de această Basarabie chinuită. Mă bucur că suntem atât de mulți. Chiar ieri am avut și noi la București o manifestare. Astăzi am aflat că și Academia Română ține. Dar vreau să vă spun că Parlamentul României nu m-a primit la această sărbătoare pe care noi o sărbătoream, cel puțin în București, într-o sală a Parlamentului, pentru că așteptăm de la un alt Parlament să voteze, să vină acasă. Pe cale democratică, pe cale
politică, să fie o convingere. În continuare, noi lucrăm pentru asta și mulțumesc colegilor mei, pentru că nu am nicio vină că sunt președinte, din potrivă, vinovații sunt aici, de față, altfel m-au îmbrăcat cu răspunderea și cu încrederea lor și, bineînțeles, și cu ajutor. Vă mulțumesc foarte mult! A fost o sărbătoare a spiritului românesc, la care au participat reprezentanții ai Asociației Studenților Basarabeni, ai Consiliului Național al Asociației Culturale Pro-Basarabia și Bucovina, prin președintele Marian Clenciu, vicepreședinții, profesor universitar dr. Inginer Vasile George Puiu și Constantin Rusanovski, ai Asociației Culturale Pro-Basarabia și Bucovina, filiala Onești, prin președintele Dana Lungu, general cu 4 stele Vasile Jenica Apostol, directorul Mihai Lachelal, al Serviciului Județean Bacău, al Arhivelor Naționale. Eu am venit fără să mă fi pregătit special, dar cred că experiența și tot am mai studiat și eu îmi permite să vorbesc un pic. Am înțeles că sunt niște materiale care sunt pregătite. Mă gândeam să intervin mai târziu, dar din titlurile pe care le-am văzut și în urma spuselor domnului director, cred că pot să vă rețin și eu atenția câteva minute. În primul rând, specific faptul că afirmațiile mele vor contraria pe unii și vor spune că n-am dreptate, aia e altă problemă. Și totodată, ca militar până la sfârșitul vieții, trebuie să subliniez câteva aspecte și din acest punct de vedere. Mi-am schițat ceva acolo, dar nu e cazul să mai apelez la ceea ce am schițat. În primul rând, atmosfera pe care o văd aici și pe care a creat-o domnul director mă conduce la ideea că ne situăm, noi cei prezenți aici, la capătul unui impresionant arc istoric cu durata de peste un secol, 106 ani, care creează o tulburătoare punte afectivă între cei care au realizat unirea, nu numai cei care au votat-o, ci realizarea unirii a durat mai mult, și noi, cei care, iată, astăzi, le cinstim memoria. Aș vrea să nu uităm faptul și iar apelez la ceea ce spunea domnul director, pe care, al cărui discurs l-am apreciat foarte mult, vreau să subliniez atunci când dumnealui spunea că cei din sală înțelegeau limba română după 106 ani, deci de la 1812 până la 1918, erau 106 ani. Iată că acum, astăzi, se împlinesc tot 106 ani de la acest eveniment. Eu voi face câteva intervenții în funcție de ceea ce a spus domnul director și doar atât să mai fac unele, precizări scurte, nu în legătură cu material, cu ceea ce a prezentat, dar în legătură cu ceea ce cred eu că prezintă interes pentru noi. În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că, și nu-i vorba numai de unirea de la 27 martie de la Chișinău, să subliniez faptul că atât unirea de la 27 martie 1918, cât și cea a Bucovinei cu patria mamă de la 28 noiembrie 1918 și cea de la 1 decembrie, deci atunci s-a hotărât de către organele și reprezentanții în drept ai poporului. Dar unirea s-a realizat într-un timp mult mai îndelungat. Deci suntem tentați să spunem unirea de la. Atunci s-a hotărât și unirea, de asemenea subliniez, nu se putea realiza nici a Basarabiei cu țara, nici a Bucovinei și nici mai ales a Transilvaniei, fără intervenția fermă, a armatei române. Nu vreau să prezint o lecție. Am un material amplu prin mapă în legătură cu campania noastră militară pe teritoriul Basarabiei. Acum nu pot să nu mă refer, chiar dacă vă supăr că mă întind un pic, să nu mă refer la faptul că însăși denumirea de Basarabia este foarte discutabilă. Și numai pe Mihai Eminescu, ca să nu zic de alți istorii, numai pe Mihai Eminescu, dacă îl studiem bine,
vedem că ne spune foarte clar și aduce argumente în acest sens. Pentru că au fost idei că Basarabia este pământ rusesc, cucerit cu sabia, așa ca să citesc, de la tătari și de la turci. Ori Eminescu ne spune foarte clar că acest ținut și practic Basarabia nu era, denumirea a fost extrapolată de ruși din interese strategice, meschine. Basarabia era numai o porțiune mică de teren între Dunăre și Mare, care era sub stăpânirea basarabilor din Muntenia. Dar, în urma tratatului de la Tilsit, în urma păcii de la Tilsit, când rușii au fost obligați să se retragă din Moldova, nu s-a precizat acolo că trebuie să se retragă și din Basarabia, fiindcă era un teritoriu mai puțin cunoscut și mic, de dimensiuni mici. Iar rușii interesați, fiindcă nu era prevăzut în tratat, au extrapolat și au extins această denumire de Basarabia pentru tot teritoriul dintre Prut și Nistru. Și iată, așa a luat denumirea de Basarabia tot acest teritoriu. Deci, din acest tip am ajuns ca frații noștri și nu frații, că am mai spus odată, eu nici n-aș zice să le spunem frați celor de peste Prut. Ei sunt noi și noi suntem ei. Mi se pare că e mai mult decât a fi frați. Adică suntem aceiași. Da, domnul Lusandrovski, mulțumesc. Mai departe, spuneam că nu era posibil fără intervenția armatei române. Dau două exemple, mă refer la Basarabia. Armata era înclopită, așa cum era ea, din militari care au făcut parte din Imperiul Țarist. S-au adunat și ei după afinități, după afecțiuni și au făcut o armată acolo cât au putut. Dau două episoade doar. Noi știm că dintre prizonierii, aici am cu subiectul, s-au făcut 7 comisii cu acceptul rușilor să meargă să facem o armată din prizonierii din Imperiul din Român, din Imperiul Austro-Ungar, care au fost la ruși, și să facem acolo niște subunități, unități chiar, și s-a ajuns până la urmă la așa ceva. Dar, fiindcă basarabenii nu își puteau permite să pună ordine împotriva trupelor bolșevice, nu numai ruse, ca să fie clară problema, că erau și ucraineni și au vrut să încorporeze, trebuie să spunem adevărul tinerilor, au vrut să încorporeze Basarabia. Și fiindcă nu puteau, guvernul, primul ministru și ministrul apărării, în ianuarie 1918, au solicitat ca de la 15 km de Kiev, era o localitate unde erau trupe române din prizonieri din Imperiul Austro-Ungar, ajunseseră la vreo 2000 de oameni acolo și au solicitat să trimitem acești oameni la Chișinău ca să aibă, să apere noua putere și să poată pune ordine în țară și să lupte împotriva bolșevicilor. Au plecat cu aprobarea guvernului român de lângă Ucraina, de lângă Kiev, au plecat spre Chișinău. În noaptea de 6 spre 7 ianuarie 1918, 1000 de luptători versați și umblați prin război nu au fost suficient de prevăzători și au intrat, când a intrat trenul ungar la Chișinău, au fost prinși într-o ambuscadă de un regiment de cazaci cu artilerie și cu ce mai fost pe acolo, dezarmați, deci cei 1000, și în continuare făceau bolșevici ceea ce doreau. Au fost eliberați pe urmă, prin intervenție, după vreo 3-4 zile. Dincolo, în Bucovina, la fel, dacă nu intervenea armata română, s-au instalat ucrainienii la Cernăuți, în locul conducerii noastre normale de la Cernăuți și au alungat pe fruntașii unioniști de acolo. A trebuit să meargă armata română și când a ajuns, am citit pe undeva când zbârnuiau copitele cailor și ieseau scântei când fugeau ucrainenii călare. Dar trebuie să spunem asta pentru că trebuie să știe oamenii. Nu neapărat acum, în situația asta conjuncturală, să ne schimbăm și noi istoria. Dincolo, în vest, după 1 decembrie, atunci a trebuit să meargă împotriva trupelor lui Bela Kun, să meargă un corp expediționar al nostru și până n-au ajuns
pe 4 consemnează documentele de analitate pe 3 august 1919, au ajuns la Budapesta. Regimentul 27 Infanterie Bacău are poză în fața Parlamentului Maghiar, făcută pe data de 4 august 1919. Mai departe, îi lăsăm pe alții să tot vorbească și tot referitor la ce spunea domnul profesor, mi-a plăcut foarte mult, domnul director. Îi lăsăm pe alții să vorbească despre lupta împotriva comuniștilor. Nu este corect. Sâmbătă dimineață, într-o intervenție plină de promptitudine, pompierii din Oneș, județul Bacău, au salvat un mic arici care se afla în pericol în zona betonată a subsolului fostului sediu Alimon din apropierea cofetăriei Scala. Câțiva trecători atenți au observat că micuțul arici era într-o situație dificilă și era nevoie de intervenția specializată a salvatorilor. Fără să stea pe gând, aceștia au apelat imediat numărul de urgență 112, conștienți că nu aveau mijloacele necesare pentru a salva pe arici. În câteva minute, echipa de pompieri din Onești a ajuns la fața locului și a intervenit prompt pentru a salva pe micuțul arici. Pompierii au reușit să-l elibereze pe arici, să-l ducă într-un loc sigur. Este demn de menționat că, potrivit declarațiilor pompierilor, aceasta a fost prima intervenție de acest fel pentru echipa din Onești. Salvarea ariciului a fost o premieră și pentru ei și o dovadă în plus a dedicărilor față de orice tip de misiune. De Sfânta Cruce, marș al credinței în protopopiatul Onești. Duminică după amiază, comunitatea din protopopiatul Onești s-a unit într-o procesiune plină de semnificație sub motoul Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creștinilor. Evenimentul s-a desfășurat pe 7 aprilie în cadrul duminicii a treia din postul mare și aducem prin plan importanța crucii în viața creștinilor într-o lume marcată de provocări și schimbări. Binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului și cu eforturile susținute ale preotului protopop Nicolae Zaharia, procesiunea a debutat la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Onești. Implicarea autorităților locale, precum și sprijinul oferit de poliția locală și jandarmerie, au contribuit la desfășurarea în siguranță a evenimentului. Preoții și credincioșii din parohiile protopopiatului Onești au pășit încredințați pe Bulevardul Republicii, purtând cruci și icoane în mâini, simboluri ale credinței lor neclintite în puterea și protecția Sfintei Cruci. Pe parcursul procesiunii au avut loc momente de rugăciune și reflexie, iar la intersecții au fost rostite pericope evanghelice și ectenii speciale, subliniind legătura profundă dintre credincioși și credința în Hristos. Alături de enoriași s-au alăturat și tinerii voluntari ai diferitelor organizații locale, cum ar fi Ator Onești, Parohia Larga și Asociația Surotii din Mănăstirea Cașin, evidențiind diversitatea și unitatea în credință a comunității. Procesiunea a avut un sfârșit solemn la Catedrala Pogorârea Sfântului Duh, unde, sub îndrumarea părintelui protopop Nicolae Zaharia, s-au săvârșit rugăciuni speciale dedicate Sfintei Cruci. Rugăciunile de dezlegare de păcate și binecuvântările au adus un moment de liniște și smerenie în inimile credincioșilor prezenți. În încheierea evenimentului, părintele protopop Nicolae a transmis un mesaj de învățătură, subliniind rolul crucial al Sfintei Cruci în viața creștinilor și în mărturisirea credinței. A evidențiat importanța evenimentului Provita, reiterând binecuvântarea vieții în cadrul familiei și al bisericii. Această zi, cunoscută ca Duminica Sfintei Cruci, este un moment de reflexie și meditație, în timpul postului mare, în care credincioșii sunt îndemnați să-și îndrepte gândurile către suferință și învierea Domnului Iisus Hristos. Evenimentul a fost o dovadă vie a unității și puterii comunității creștine din protopopiatul Onești și a reiterat importanța tradițiilor și a valorilor spirituale într-o lume în continuă schimbare și provocare. Ziua Jandarmeriei Române în Bacău. În fiecare an la Bacău, cu ocazia Zilei Jandarmeriei Române, se desfășoară diverse ceremonii, evenimente și activități dedicate pentru a marca rolul și contribuția jandarmilor la asigurarea securității ordinii publice în România. Pe 3 aprilie, Jandarmeria Română aniversează 174 de ani de când domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a semnat actul de înființare a jandarmeriei. Legiuirea pentru reformarea corpului slujitorilor în jandarmi, cu ocazie cu care, la nivelul inspectoratului de jandarmi județean Bacău, s-au organizat activități dedicate Zilei Armei. Evenimentul a început cu intonarea imnului de stat, o ceremonie militar-religioasă, după care au fost prezentate ordinele de avansare în gradul militar următor, înaintea de expirarea stagiului minim. Iarnă. De asemenea, plutoner ajutant Albu Florin a contribuit la salvarea a 3 minori rătăciți pe traseul 300 de scări din stațiunea Slănic Moldova și a intervenit pentru a ajuta o femeie turistă din Republica.
La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai bisericii, armatei și societății civile. De la începutul și până în prezent, jandarmeria și-a păstrat rolul său ca forță de ordine publică, sigură și stabilă, prin misiunile desfășurate, atât de importante pentru fiecare individ în parte, dar și pentru colectivitate în ansamblu. Astăzi putem vorbi de o instituție care și-a asumat de-a lungul timpului rolul de garant al siguranței cetățeanului. Nu în ultimul rând, dumneavoastră, altul de celelalte instituții ale Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, contribuiți în situații de criză și de război la consolidarea apărării naționale, devenind astfel, prin mijloacele specifice, un garant al suveranității, independenței și integrității teritoriale a României. Înțelegem că fără o pregătire profesională, individuală, nu ne putem îndeplini atribuțiile și în felul acesta cetățeanul nu se poate simți în siguranță. Și atunci ne revine nouă această sarcină ca în fiecare zi, în fiecare moment, să ne pregătim și să fim în măsură să ne îndeplinim atribuțiile la cel mai înalt nivel în slujba comunității. Jandarmeria română reprezintă în zilele noastre o forță credibilă și profesionistă care se bucură din plin de aprecierea totală a autorităților statului, o forță credibilă și profesionistă. Astăzi, la aniversarea Zilei Jandarmeriei Române, ne conferă această oportunitate să ne amintim și să-i onorăm pe cei căzuți la datorie în îndeplinirea misiunilor, dar și să ne reînnoim angajamentul de integritate și de profesionalism în toate misiunile pe care le-am executat și pe cele viitoare ale unității. O zi atât de importantă pentru noastră, dar și pentru întreaga națiune. Pentru că la urma urmei noastre sunteți unii din stâlpii societății care aduc în societatea românească stabilitate și disciplină. Știu că meseria noastră nu este ușoară. Atunci când plecați dimineața de acasă, nu știți ce vă așteaptă, nu știți ce greutăți vă întâmpină, dar vă înarmați cu curaj și cu profesionalism și faceți față tuturor provocărilor pe care societatea de astăzi le are. Eu, în numele Consiliului Județean și a cetățenilor pe care îi reprezint, vă urez să fiți sănătoși, vă mulțumesc și cetățenii județului Bacău vă sunt recunoscători. Aportul dumneavoastră din ce în ce mai important în combaterea fenomenului consumului de substanțe interzise, consumului și deținerii de substanțe interzise, după cum foarte bine știți, chiar colegi jandarmi pe parcursul anului trecut s-au făcut remarcați surprinzând în fapt, dacă mi este permis să spun așa, cetățeni care dețineau astfel de substanțe asupra lor sau chiar consumau sau distribuiau astfel de substanțe. Acest front al luptei împotriva substanțelor interzise va trebui consolidat și sunt convins că dumneavoastră, jandarmii Bacăului și instituția pe care o reprezentați va fi unul din pilonii determinați prin implicare în reușita combaterii acestui flagel. Ziua Jandarmeriei Române este ziua celor care zi de zi ne demonstrează devotamentul, sacrificiul și onoarea pe care au jurat să le apere pentru păstrarea siguranței ordinii și liniștii publice. Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
marți 9 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 24 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 8 grade Celsius. Miercuri 10 aprilie, cerul va fi senin, vom avea parte de soare. Maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 9 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.